pregătim cod la cuptor. Am avut fileuri de cod congelate. Le-am decongelat și le-am sfântat foarte bine. Folosim piper, sare, sucul de la o lămâie, ulei de măsline și două lingurițe de capere. Puneți un strat dublu de hârtie de copt într-o tavă și stropiți cu ulei de măsline. Așezăm fileurile. Stropim din nou cu ulei de măsline. Asezonăm cu sare. Și piper. Strivim puțin caperele între degete, pentru ca acestea să-și lase sucul. Și stropim cu sucul de la o jumătate de lămâie. Cealaltă jumătate o vom opri pentru servit. Vom introduce în cuptorul încins la 220 de grade și vom lăsa 20 de minute până când fileurile sunt rumenite. Acesta este fileul de cod la cuptor cu sos de lămâie și capere. Codul este un pește cu carne albă, potrivit în orice regim de slăbit, iar pregătit la cuptor numai cu puțin ulei de măsline și cu lămâie, este excelent în orice dietă.